că acest weekend de evenimente Humanitas la Bookfest 2019 cu cea mai recentă carte a criticului literar Dan Cenihăilescu, Podul cu vechituri. Așa cum Ioana Pârvulescu îmi spunea acum câteva minute, este poate cea mai frumoasă carte a întregitului critic literar Dan Cenihăilescu care a apărut până acum. I-am invitat să vorbească despre Podul cu vechituri pe Ioana Pârvulescu, critic literar și scriitoare Ioana Pârvulescu, și pe istoricul și editorul de jurnale și memorialistică, Georgeta Filiti. Să-mi permiteți, vă rog, să citesc o singură frază din carte, să-i dau voce lui Dan Cenihăilescu înainte să îi trec microfonul. Ce veți auzi în viitorul apropiat din acest jurnal de arhofil? Recomandări de lectură dinspre epoca bonărească, reverii de vechi București, conspecte din bucoave uitate, totul însă cu fața către mizeria și pustiile zilei de acum. Cum arată ziua de azi? Am să-i dau microfonul Georgetei Filipe. Mulțumesc!